dimineața. Ultima zi cu soarele în semnul peștilor. Echinocțiul de primăvară începe cu adevărat primăvara. Energie, nestare, freamăt. Gândul la proiecte importante din săptămâna care urmează, din această primăvară. Energie care trebuie, bineînțeles, orientată, stăpânită. Vom face niște alegeri importante. Iată șansele pentru cele 12 zodii. Berbec. Destule experiențe interesante pentru cei aflați la începutul carierei. Observă, înțeleg, învață din mers, dar și din explicațiile celor rutinați. Oboseala poate juca feste și este bine să verificați acte, cifre, însemnări, măsurători, calcule. Taur. Glume, poante, voie bună. Sunteți în formă maximă, responsabil cu echipă, cu voia bună în echipă, în colectiv. Un motiv de mândrie pentru voi. Aprecieri din partea unui șef sau unui client mulțumit, o diplomă sau cine știe ce altă formă de recunoaștere a valorii voastre. Gemeni. Zona financiară este importantă pentru voi acum. Faceți un bilanț, faceți monetarul și veți lua în calcul și cheltuielile care urmează. Atmosferă plăcută în cuplu. Vă amuzați de întâmplări trăite în comun și de care v-ați amintit recent? Povestiți dintre cele petrecute peste zi. Rac. Sunt posibile încurcături, neînțelegeri. Mai bine măsurați de mai multe ori înainte de a tăia o dată sau poate dați un telefon în prealabil ca să nu faceți un drum degeaba. Vești la nivel de zvon actualmente. Va fi nevoie de timp sau de confirmări înainte de a face o alegere importantă. Leu. Nu sunteți genul care să se târguiască prea mult, însă ați putea obține o reducere consistentă sau poate că luați lucruri de calitate superioară încadrându-vă totuși în buget. Tachinări din partea unui coleg, admirație mascată pentru o performanță sau rezultate obținute recent. Fecioară. Momentul unor lămuriri în cuplu sau într-o relație de afaceri. Ar fi bine să vă asigurați că nu rămâne loc de interpretări mai târziu. Eventual, puneți pe hârtie un acord, o concluzie. Poate că lăsați totul deoparte astăzi, lăsați logica mai ales și faceți ce vă spune inima, bunul simț, intuiția. Balanță. Așteptare, vise, odihnă sau relaxare. Nu este momentul potrivit pentru acțiuni decisive sau pentru hotărâri importante. Vă detensionează și vă inspiră lucrul manual, grădinăritul, pictura sau cine știe ce altă pasiune pe care ați descoperit-o recent. Scorpion. Posibil să obțineți un marecare câștig de cauză de pe urma unei tranzacții, a unei intermedieri. Simțiți că aveți alături un partener de nădejde. Încearcă să alunge temeri, îngrijorări, vrea să vă vadă zâmbind din nou, târzând la glume care pentru voi doi au o semnificație specială. Săgetător. Posibil să vă hotărâți să lăsați pe mai târziu un răspuns, o replică, cu gândul că se vor rezolva lucrurile de la sine. Activitate febrilă legată de locuință, amenajări, reparații, înlocuiți un aparat electrocasnic, face surprize familiei celor dragi. Capricorn. Apar niște vești contradictorii sau poate că este vorba despre ceva ce nu mai este de actualitate, ce vă permite însă să trageți o concluzie utilă. Luați poate aminte la recomandările unui nutriționist sau ale unui antrenor de fitness și vă pregătiți mental pentru sezonul cald. Vărsător. Fină schimbare interioară sau de atitudine. Vă detașați poate de evenimente care vi s-au părut jenante la momentul respectiv. Se reglează la propriu niște conturi. Vă vedeți cu niște bani încasați sau faceți la rândul vostru niște plăți. Pești. Posibil să ajungeți față în față cu acea persoană de care vă era dor, dar căreia nu i-ați spus ce simțiți pentru ea. Și poate că acum aveți o reacție de moment. Aflați poate că mai sunt niște acte pe care trebuie să le depuneți pentru a completa un dosar sau pentru a vi se acorda niște drepturi. Să avem o zi bună! Să avem, mulțumim, o zi excelentă! Doamne, ajută. Vă mulțumim tare, mulțumim tare, tare, tare! Am înțeles ceva!